Citim din Biblie câteva pasaje legate din Exod, capitolul 32 și 33. În centrul bisericii rămâne Scriptura și n ar trebui să ne grăbim la citirea Scripturilor. Nu e mai importantă predica mea decât cuvântul scris și citit al lui Dumnezeu. Exod 32, începând cu 7, spune Domnul a zis lui Moise, Scoală și coboară te căci poporul tău pe care l-ai scos din țara Egiptului s-a stricat. Foarte curând s-au bătut de la calea pe care le-o poruncisem eu. S-au făcut un vițel turnat. S-au închinat până la pământ înaintea lui. I-au dus jerfe și au zis Israele, iată Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului. Domnul a zis lui Moise, văd că poporul acesta este un popor încăpățânat. Acum lasă-mă în mânia mea are să se aprinde împotriva lor și îi voi mistui, dar pe tine te voi face strămoșul unui neam mare. Moise s-a rugat Domnului Dumnezeului său și a zis, pentru ce să se aprindă, Doamne, mânia Ta împotriva poporului Tău pe care l-ai scos din țara Egiptului cu mare putere și cu mână tare? Pentru ce să zică egiptenii spre nenorocirea lor i-a scos ca să-i omoare prin munți și ca să-i șteargă de pe fața pământului? Întoarce-te, Doamne, din iuțiala mâniei Tale și lasă-te de răul acesta pe care vrei să-l faci poporului Tău. Aduți aminte de Avram și de Isaac. Și de Israel, robii tăi, cărora le-ai spus, jurându-te pe tine însuți, voi mulți sămânța voastră ca stelele cerului, voi, voi da urmașilor voștri toată țara asta de care am vorbit și ei o vor stăpâni în viac. Și Domnul s-a lăsat de răul pe care spusese că vrea să-l facă poporului său. Exod 33, începând cu primul verset. Domnul a zis lui Moise, du-te și pornește de aici. Cu poporul pe care l-ai scos din țara Egiptului, suiete în țara pe care am jurat că o voi da lui Avram, lui Isaac și lui Iacov, zicând, seminței tale voi da. Voi trimite înaintea ta un înger și voi izgoni pe cananiți, amoriți, hitiți, fereziți, heviți și ebusiți. Suiete în țara aceasta unde curge lapte și mier, dar eu nu mă voi sui în mijlocul tău. Ca să nu te prăpădezi pe drum, căci ești un popor încăpățânat. Când a auzit poporul aceste cuvinte, toți s-au întristat și nimeni nu și-a pus podoabele pe el. Și Domnul a zis lui Moise, spune copilul lui Israel, voi sunteți un popor încăpățânat. Numai o clipă dacă m-aș în mijlocul tău, te-aș prăpădi. Aruncă-ți acum podoabele de pe tine și voi vedea ce -ți voi face. Copiii lui Israel și-au scos de pe ei podoabele și-au plecat de la muntele Horeb. Haideți să continuăm de la versetul 12 în același capitol. Moise a zis Domnului, iată, tu îmi zici, du pe poporul acesta și nu mi-arăți pe cine vei trimite cu mine. Însă tu ai zis, eu te cunosc pe nume și ai căpătat trecerea înaintea mea. Acum dacă am căpătat trecerea înaintea ta, arată-mi căile tale. Atunci te voi cunoaște și voi avea trecerea înaintea ta și gândește-te că neamul acesta este poporul tău. Domnul a răspuns, voi merge eu însumi cu tine și îți voi da o dihnă. Moise a zis, dacă nu mergi tu însuți cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici. Cum se va ști că am căpătat trecerea înaintea ta, eu și poporul tău, oare nu când vei merge tu cu noi și când prin aceasta vom fi deosebiți, eu și poporul tău, de toate popoarele de pe fața Pământului? Domnul a zis lui Moise, voi face și ceea ce îmi ceri acum, căci ai căpătat trecerea înaintea mea și eu te cunosc pe nume. Moise a zis, arată-mi slava ta! Domnul a răspuns, voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumusețea mea și voi chema numele Domnului înaintea ta, căci eu mă îndur de cine vreau să mă îndur și am milă de cine vreau să am milă. Domnul a zis, fața nu vei putea să-mi o vezi, căci nu poate omul să mă vadă și să trăiască. Domnul a zis, iată un loc lângă mine, vei sta pe stâncă și când va trece slava mea, te voi pune în crăpătura stâncii și te voi acoperi cu mâna mea până voi trece. Iar când îmi voi trage mâna la o parte de la tine, mă vei vedea pe dinapoi, dar fața mea nu se poate vedea. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Dragi credincioși, este un har să fim împreună la Casa Domnului într-o seară de joi. Nu am fost la biserica Domnului Carmel de multă vreme, de la un botez care a avut loc cu mulți ani în urmă, și era altă biserică, altă amvon. Să vă bucur să vă văd înnoiți din toate punctele de vedere. O clădire nouă, un pastor nou. Dumnezeu are vremurile lui în care înnoiește biserica. E dreptul lui să facă o renovare când vrea. Cine este stăpânul bisericii? Domnul. Din când în când Domnul face el schimbări. Eu n-am mai auzit prea multe despre voi de atunci și venind la o distanță mare de ani, văd o diferență în, din toate punctele de vedere și muzica care se cânta atunci și tot. Și mă bucur să văd schimbările pe care cred eu Duhul Sfânt le-a făcut, programate de El. Domnul pe tot să vă binecuvinteze. Haideți să rămânem în seara aceasta la ideea de vizită. Rămânem la poezie. Să începem cu asta. Cum ar fi? Dacă Dumnezeu ne-ar vizita acum. Poate că este înfiorătoare această imaginație, acest exercițiu de imaginație, înfiorător. Să vină Dumnezeu la tine acasă, să-ți caute în pivniță, să-ți caute în telefon, să-ți caute lucrurile ascunse. Sau cum ar fi dacă ne-ar vizita Dumnezeu și ne-ar judeca acum? S-ar face istoria sul și Dumnezeu ar începe judecata. Te întreb, nu te-ar înfiora gândul ăsta? Pe mine un pic mă strânge în spate. Există la, facul, la, la licee simulare de bacalaureat. Și atâta zic, a, e numai simulare. A, oricum nu se pune. Ei, cum ar fi în seara asta să facem o simulare de judecată? Simularea nu-i făcută ca să zici, o, a, oricum, nu e bacalaureatul adevărat. Cum ar fi să luăm în serios simularea de judecată? Dacă Dumnezeu ne-ar analiza acum, așa cum a analizat poporul Israel, într-un oarecare moment al istoriei, vine Dumnezeu și spune, Moise, am făcut un recensământ. Moise, am făcut o analiză. Moise, vreau să spun ce am găsit în poporul meu. În textul de azi, cred că ați văzut unul din cele mai sugestive tablouri ale unui Dumnezeu mânios. Știți că și Dumnezeu se mai enervează? Da, avem un Dumnezeu bun, bătrânelul ăla cu barbă, care ne iartă de o mie de ori. Dar știți că în Biblie Dumnezeu uneori este furios? E bine, textul ăsta este unul din cele mai sugestive, cele mai îngrozitoare din punct de vedere. Dumnezeu e supărat pe ce găsește în popor. Ce Dumnezeu spre Moise? Poporul meu. L-am scos din țara Egiptului. L-am iubit, l-am binecuvântat. Le-am dat lider. Din robi am făcut oameni liberi. Și uite ce am găsit. Ce ar găsi Dumnezeu? Începem cu o perspectivă realistă asupra poporului Domnului. Pentru că Dumnezeu vrea să vadă realitatea. Spune cuvântul aici, Moise, uite m-am dus în popor și am găsit ceva. Foarte curând s-au abătut de la carlea pe care le-o poruncisem eu. 32 cu 8. Cum se numește păcatul ăsta? Neascultare. Moise, poporul ăsta nu mă ascultă. Numai ce le-am dat legea, numai ce le-am predicat, numai ce le-am zis. Și foarte curând, a uitat neascultare. Și au făcut un vițel turnat, s-au închinat până la pământ înaintea lui și au zis, Israele, iată Dumnezeul tău. Cum se numește asta? Idolatrie. Când începe să nu-ți mai placă cuvântul lui Dumnezeu, începe idolatria. Când Dumnezeu nu mai este stăpânul vieții tale, găsești alți stăpâni. Unde nu mai este cuvântul, unde nu mai este rugăciunea, intră alți Dumnezeu Și Dumnezeu e supărat, e gelos. Poporul meu și-a făcut alt Dumnezeu. Știți că Dumnezeu este cel mai gelos din univers? Nu spune Iacov 4 cu 4 suflete? Prea curvare, nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu? Sau vrem să întărătăm pe Dumnezeu la gelozie? Suntem noi mai tari decât el spune următorul verset, Iacov 4 cu 5? Nu știți că Duhul lui Dumnezeu este gelos? Iată, Dumnezeu este gelos pentru că și-a pierdut statutul de stăpân de Dumnezeu și poporul își face alt Dumnezeu. Idolatrie. Întotdeauna în Biblie unde apare idolatria, apare încă un păcat. Știți care e ăla? curvia. Întotdeauna. când poporul acesta s-a stricat. Întotdeauna când poporul merge la dans, merge la muzică, apare și stricăciunea, imoralitatea. Pentru că, dragii mei, unde Dumnezeu nu mai este domn, firea o ia razna, întocmai ca o mașină care își pierde controlul. Când Duhul Sfânt nu-ți mai controlează viața, când cuvântul lui Dumnezeu nu mai este stăpân peste mintea ta, poftele te fac franjuri. apoi spune Dumnezeu, supărat Moise, al patrulea lucru, Analiza lui Dumnezeu, da? Simulare de judecată. Dumnezeu vine și face o vizită poporului său. Spune Moise, de, spune aici cuvântul de mai multe ori, sunteți un popor? Asta e păcatul cel mai mare. Sunteți un popor încăpățânat. Ce înseamnă încăpățânare? Păi îi spui copilului tău odată. mai nu pune mâna. Îi spui de două ori. mai nu mai asta, îi spui de o sută de ori. Cum îi zici? Băi, e încăpățânat. Parcă îl văd pe Dumnezeu zicând, Moise, de atâtea ori i am iertat, de atâtea ori le-am predicat, de atâtea ori le-am zis. Și tot asta fac. Păcatul rezistenței în fața cuvântului Dumnezeu, păcatul de a respinge predică după predică, profeție după profeție, avertisment după avertisment, vise de la Dumnezeu după vise și vedenii, este păcatul încăpățânării. Și Dumnezeu trage concluziile. Oameni buni, mă înfior când citesc aici. Dumnezeu zice, Moise, dă -te din calea mea, parcă văd așa o imagine, Moise, când Doamne, stai un pic, nu Moise, dă-te la o parte. Zice versetul 10, acum lasă-mă, dă la o parte cu alte cuvinte, mânia mea are să se aprindă împotriva lor, îi voi mistui. Să zică Dumnezeu despre poporul său că îl prăpădește? Să zică Dumnezeu că boară foc din cer și își topește copiii? Vă dați seama cât de supărat e Dumnezeu pe păcat? Pentru că, dragii mei, păcatul îl supără pe Dumnezeu. Da, păcatul îl supără pe Dumnezeu. Dumnezeu este mânios când păcătuiește păstorul, când păcătuiește prorocul, când păcătuiește omul modern sau omul de acum o mie de ani. Dumnezeu din totdeauna a fost sfânt, a fost sfânt, a fost sfânt și urăște păcatul. ăsta e Dumnezeu. Moi să dă-te la o parte, păcatul mă supără, am să-i prăjesc, îi pun pe grătar, cobor foc din cer, îi topesc pe toți. Dumnezeu nu glumește aici. Nu e o simulare de mânie. Dumnezeu ce zice, vrea să facă. Asta îmi spune cât de sfânt este Dumnezeul pe care îl slujim. Ești tu conștientă, Biserică, de sfințenia lui Dumnezeu? asta e Dumnezeu când vine și îți face o vizită, el vine cu ochii ca focului. El vede păcatul. Îi topesc. Moi se spune, auzi, stai un pic, nu, nu chiar așa, las-o mai încet, nu-i omoră, Doamne. Bine, zice Dumnezeu, n-am să-i omor, dar, zice Domnul aici, suete, Exo 33 cu 3, suiete în țara aceasta, e unde curge lapte și miere, dar eu nu mă voi sui în mijlocul tău. Moi se foarte bine, nu-i omor, dar eu cu voi nu mai vin. Suntem la început de an 2024, cum ar fi să zic o profeție în seara asta, că Dumnezeu nu mai vine cu noi în 2024. Nu v-ați înfiora. Dumnezeu asta spune aici. Nu mă mai duc cu voi. Duceți-vă. Și ascultați-mă în Scripturi, nu există tragedie mai mare decât să te lase Dumnezeu în pace. De aceea spune Roman 1, unde vorbește de pe homosexuali, Dumnezeu ia. L am rugat pe Dumnezeu să nu mă lase niciodată. Dumnezeu îți vorbește odată, de două ori, de o mie, dar vine momentul când Dumnezeu spune, știi ceva? Du-te! Treaba ta! O, Doamne, nu ne lăsa în pace în seara asta! Nu mai vin cu voi! Ce, ce dureros sună, ce tragic! Ba mai mult spune aici cuvântul în primul verset citit din Exod 32 cu 9 Scoală-te poporul tău, Moise! Dumnezeu zice, poporul ăsta nu mai este poporul meu! atât de jos s-o dus, încât de azi nu mai este poporul meu. Descurcați-vă! Ce raport are Dumnezeu față de poporul Domnului? Frații mei, n-ați vrea să ne facem și noi o verificare? Eu un început de an. Mi se pare că trecem peste finalul de an și începutul de an cam superficial. Mi se pare nouă pentecostalilor, că dacă ne smiorcăim un pic și plângem la revelion și ne cerem iertare, Dumnezeu șterge, Dumnezeu e bun și mergem mai departe cu aceeași încăpățânare, cu aceleași păcate, fără să ne judecăm serios înaintea prezenței Lui. Vreau să vă întreb ceva, un exemplu. Dacă faci afaceri și fentezi statul și vine Anafu, te iartă dacă plângi. Nu te iartă, stai niște că nu te iartă. Așa și face și eu afaceri murdare dacă nu te iartă, plângi un pic și... Nu, no, iertați-mă, am furat 100 de mii. Păi merită, nu? Plângi un pic și rămâi cu suta. Nu, așa e și Dumnezeu. Nu poți să, să te smior că ești superficial, pe Doamne, știi, a fost un an falimentar. Oare cum a fost 2023? Cum ar găsi Dumnezeu un prag de 2024? O, Doamne, ai milă de poporul tău. Hai să ne gândim, oare ar găsi Dumnezeu păcatele astea patru? Cum stăm cu neascultarea? Există neascultare. Neascultare de Dumnezeu, de Cuvânt, de Păstor, de părinți, oare este neascultare de părinți? Ce zic tinerii? Este? E așa că Dumnezeu ne-ar găsi și pe noi vinovați de neascultare. Oare există și pentru noi idolatrie? Nu idolatria Fecioarei Maria, de asta, dar zice cuvântul Domnului Lăcomia de bani este, cum îi zice? Închinare la idoli. Oare idolatria asta este? Idolatria banilor, idolatria modei, idolatria mașinilor, a caselor scumpe, a afacerilor, a concedilor scumpe. Nu există și pentru noi idolași, telefoane, Netflix, TikTok. N-avem și noi Dumnezei străini? N-ar găsi Dumnezeu iubiri de astea idolatre în viața mea și în viața ta? O, Doamne, ai milă de poporul tău. Ar găsi Dumnezeu are și stricăciune? Sunt oameni care trăiesc în lucruri imorale, imagini murdare, fapte murdare, ochi murdari. Dumnezeu să se îndure. Și dacă sunt astfel de păcate, Dumnezeu să le scoată la lumină, să dea aduc de pocăință. Și în final vă întreb, oare încăpățânare avem? Dumnezeu să se îndure de noi. Am făcut o socoteală la Dej legat de încăpățânare și noi am avut undeva la 200-250 de predici în 2023. Poate voi sunteți mai pocăiți să aveți mai multe ca noi. S-a vorbit Dumnezeu de 200 de ori. Și tot așa? Cum se numește asta când Dumnezeu trimite predicatori în fiecare duminică, în fiecare joi? Când Dumnezeu trimite proroci și îți spune poporule, unește-te, dragoste, o să-ți lasă bârfa și tu tot bârfești și tu tot trăiești în neascultare și tu tot ai Dumnezei străini nu se numește asta neascultare. O, Doamne, iartă-ne. Și vine Moise. Vine prorocul Dumnezeu cu răspuns de la Dumnezeu. Dumnezeu face o recenzie, Dumnezeu face o verificare, o simulare de judecată. Poporul e vinovat, poporul trebuie să moară, nu mai este poporul meu, nu mai merg cu voi. Și vine Moise din prezența lui Dumnezeu. Cum arată Moise? Zice deci, cuvântul aici, în Exod 32, un Moise venit din prezența unui Dumnezeu mânios. Spune cuvântul și pe când, Exod 32 cu 19, și pe când se apropia de tabără, a văzut vițelul și jocurile, Moise s-a aprins de mânie. Aici am impresia că văd imaginea unui lemn care se atinge de jăratec și ia foc. Păi dacă Dumnezeul pe care îl reprezinți e nervos, e supărat, cum să fie prorocul? Păi ca Dumnezeu. De unde s-a aprins Moise de mânie? De la Dumnezeu, că el era mânios. Prorocul nu transmite numai mesajul lui Dumnezeu. Foarte important. Prorocul transmite starea lui Dumnezeu. Ați auzit prorocii învolburate, așa tulburătoare. Câteodată vine câte o prorocie că ți și frică. Dar ce țipă așa zice omul modern? Dacă e un tumult în prorocie, o voce înălțată, parcă e durere, parcă e amenințare, parcă e patos, parcă e suferință, parcă e un, un vuie de ape multe, strigă cât un proroc că-ți-e frică dacă n-ai făcut nimic. Știți de ce? Pentru că prorocul nu transmite doar mesajul lui Dumnezeu. Prorocul transmite starea de spirit a lui Dumnezeu. Și când Dumnezeu e mânios, prorocul trebuie să transmită asta. Și vai de prorocul care îndulcește. Dacă Dumnezeu e mânios, prorocia trebuie să comunice mânia lui Dumnezeu. Nu ne plac nici predicile dure. Tot timpul îmi spun frații, frate, mie ești cam dură. Mai nu știu, poate că e un fel de a fi, să-mi fie iertat, dar uneori când vine Duhul Sfânt, frații mei, Duhul Sfânt înseamnă mânie. Păi dacă Dumnezeu e mânios pe păcat, ce să vă spun? Și spune cuvântul Lui Dumnezeu aici că Moise le-a dat la meniu apă a, luat vițelul pe care îl făcuseră, ei l-a ars în foc, l-a prefăcut în cenușă, l-a presărat pe fața apei și a dat-o copilul Israel să o bea. Cui ar plăcea astăzi să bea apă cu cenușă? Totuși în această zi, la meniu, poporul Domnului o trebuie să ia apă și cenușă. Este simbolul pocăinței. Este simbolul mesajului de dedamnare. Când Dumnezeu îi supărat, la meniu e apă și cenușă. Dragii nu vreau să spun că orice om care dă cu parul îi chemat de Domnul și are mesaje profetice. Dar păcatul bisericii moderne, bisericile emergente, astea de nat natură carismatică, este tocmai ăsta. Niciodată nu se vorbește de păcat. Întotdeauna la meniu e turtă cu miere, mană întotdeauna se dă încurajare. Frații mei, când există păcat, Dumnezeu nu poate încuraja. Nu vă supărați. Unii oameni spun, frate, venim la biserică, dacă Dumnezeu vede păcat, dacă Duhul Sfânt găsește răceală, dacă Duhul Sfânt găsește o biserică apatică, e normal Duhul Sfânt să ne dea apă și cenușă. E simbolul pocăinței, al durerii, al sfârșierii. Pentru că păcatul trebuie să mă ducă la regret, la durere, la pocăință. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Iată, poporul are apă și cenușă la meniu. Că pune cuvântul că poporul s-a întristat, a aruncat podoabele. Nimeni n-a mai zâmbit, nimeni n-a mai zis glume, nimeni n-a mai... Și-au dat jos cercei și-au fost supărați toți că Dumnezeu îi le apădă. Să, dragii mei, nu vreau să rămânem la apă și cenușă, tocmai pentru că sunt uneori poate prea acuzat de asta, vreau ca în această zi să mergem dincolo. Până aici am prezentat realitatea care era atunci și care cred că seamănă cu cea de azi. Dar, dragii mei, vine Moise, omul lui Dumnezeu și ne prezintă o altă perspectivă. Dacă până acum am vorbit despre perspectiva realistă, concluzii tragice, îmi pare rău, nu mai vin cu voi, vă leapăt, vă topez, îți supărat pe voi, apă și ce nu și meritați, pocăiți-vă, aruncați-vă pe doamnele, zmeriți-vă, așa am să văd ce am să fac. Vine Moise, mijlocitorul omului Dumnezeu și intră în scenă. În această seară vom vorbi despre unul dintre cei mai mari mijlocitori din istoria Pământului. Dragi credincioși de la Carmel, ascultați-mă bine. Cea mai înaltă slujbă din biserică, nu-i slujba de proroc și nici de păstor și nici de vindecător. Cea mai înaltă slujbă este slujba de mijlocitor. Moise este mijlocitorul prin excelență. Spune, Doamne, așa-i, merităm moartea, merităm să ne bați, merităm să ne topești. Dar ascultă-mă! Moise este omul care miroase a Dumnezeu. Este omul care zăbovește în prezența lui Dumnezeu, care se roagă pentru popor, care plânge pentru popor. Doamne, stai un pic, înainte să ne dai foc, așteaptă, dă voie. Vreau să-ți spun ceva, Doamne. O, Doamne, ridică oameni ca și Moise. O, ce mare are nevoie are biserica modernă de Moise, de mijlocitori. Vreau să spun ceva prorocilor, poate aveți proroci. Prorocul circulă pe autostradă cu două sensuri. Pe de o parte, prorocul vine de la Dumnezeu către om cu mesajul. Și da, uneori mesajul e apă și cenușă. Dar prorocul mai are o slujbă. După ce prorocul vine cu mesajul de adamnare, de amenințare, mesajul mâniei lui Dumnezeu, tot el, Uitați-vă la Moise, dragi proroci. Tot el merge pe celălalt sens al autostrăzii, dinspre popor, spre Dumnezeu, cu mijlocirea. Dacă nu faci asta, nu ești un proroc adevărat. Prea multe mesaje care vin dintr-un soi de blazare. Așa vă trebuie. Păcătoșilor. Dar tot Moise, ce inimă înălțătoare. Ce Doamne, e adevărat, ăștia sunt niște păcătoși. Doamne, le-am spus, le-am dat apă și cenușă, i-am blagoslovit, l-am scrofălit pe aron, l-am făcut, făcut în toate felurile. Dar, Doamne, te rog, iartă-i. Dumnezeu să scoată proști de năștea. Lucrarea profetică presupune mijlocire pentru poporul vinovat. Adevărații mijlocitori plâng pentru poporul lui Dumnezeu. Și nu primesc o prorocie care vine dintr-un turn al religiozității, al superiorității, eu sunt sfânt și voi sunteți păcătoși. Nu. Moi se plânge, se identifică cu poporul, da, Doamne, noi suntem vinovați, îi vai de noi, dar, Doamne, iartă-ne. Faci tu o lucrare asta? Eu n-am găsit în Biblie nicăieri o lucrare mai înaltă. Și vă spun și de ce. Unde ați găsit în Biblie omul să-i dea sugestii lui Dumnezeu? Stai ai mijlocitorul. Unde ați văzut voi să se ridice umanitatea atât de sus încât să se întrepătrundă cu Divinitatea, să stea la masă, la taclale, omul cu Dumnezeu și să hotărască soarta unui popor, a unei națiuni? Nicăieri în Biblie. Până acolo te ridică Duhul lui Dumnezeu în mijlocire. O doamnă ridică mijlocitorii în Biserică. Merge Moise la Dumnezeu. Doamne, dă-mi voie să-ți dau o idee mai bună. Lasă-mă să-ți vorbesc. Doamne, adevărat, dar te rog, vreau să-ți dau niște sugestii. Cum să-și permită omul așa ceva? Asta înseamnă lucrarea de mijlocire. Și da, Dumnezeu caută la carmel mijlocitori. E mare bătaie pe la Dej nu încăpem toți într-o lună. Nu mai știu cum să-i programez. E mare bătaie pe microfoanele astea. Însă la mijlocire încă este nevoie în biserică. Ce cuvântul despre Epafras, Epafras se luptă în rugăciunile sale pentru voi. Oare la aveți pe Epafras aici, la Carmel? Nu prea vrea lumea la, la lucrarea asta. Epafras se luptă în rugăciune. Dumnezeu caută luptători în rugăciune, oameni buni. Nu oameni care se roagă, luptători în rugăciune. Da? Luptători de ăștia mari, MMA dacă vreți. Cum era ghița asta care ursul carba. Așa vrea, dar în duhul, nu în firea. Oameni care stau în post, oameni care se roagă, uriașa ai rugăciunii. O, Doamne, ridică aici la Carmel măcar un epafras. Domnul să vă binecuvinteze. Și vine Moise și spune: Doamne, vreau să-ți prezint o altă realitate. Locirea. Slavă Domnului pentru mijlocitori. Deci, există printre noi foarte mulți oameni realiști. Există două perspective asupra realității, cea a rațiunii și cea a credinței. Vreau să prezint perspectiva credinței în seara aceasta. Nu vreau să rămânem la apă și cenușă. V-am într-o biserică aproape de dumneavoastră aici, s-a dus un frate pe nume Ghinescu, bătrân pe care îl cunosc, plin de duh, plin de viață. Fratele Ghinescu a postit toată viața, de când s-a pocăit și până azi a avut doar zile de post. Așa s-a obișnuit cu postul, că e a doua natură, nu mai poate mânca ziua, mănâncă doar seara, e cât o așchie. Și -o predică, și sare, plin de dinamism. Și predică despre vindecare, el un pic și excentric, nu-i de acord cu doctorii, nu-i de acord cu medicamentele, Hristos vindecă, și-o tăiat degetele cu dur și-o doctori. Că Domnul vindecă. Și-o predicare despre vindecare într-o biserică și Domnul vindecă și Domnul eliberează, plin de credință și vine după el un tânăr, de asta ca mine, cu teologie și cu schițe și cu realitatea. L-a început ăsta să demonteze predica bătrânului. Pe păi frațul, e adevărat ce zice bătrânul, că Dumnezeu vin. Dar realitatea e că există și printre noi bolnavi de cancer și Domnul nu i-a vindecat. Și au murit și păstori de cancer și e, atâtea boli. Uitați-vă, realitatea în sus, realitatea în jos, toată predica eu am pe frați cu realitatea. Atâta eu trebuie la moșu. Să stai în moment, s Să ridica moșul, nu are frică de... Frațul, vreau să zic ceva, au zis. Și tinere. scoadele cele zece, au spus realitatea? Da! Și cu realitatea ori distrus biserica lui Dumnezeu. Poporul Domnului. Și zice bătrânul tinere, dacă n-ai acces la supra -realitate, taci și o să nu mai predice în veac. Eu cred că la învoanele bisericilor noastre e nevoie de oameni care au acces la supra-realitate. La realitatea credinței. Vorbește prin credință. Atâția oameni distrug biserica cu mesaje negativiste. Fraților, realitatea, biserica nu mai e ca altă dată. Tinerii merg în jos, biserica aterizează, vine sfârșitul, îi de biserică. Frații mei, ăsta e noi Duhul Sfânt, sunt mesaje izvorâte de un duh de negativism. Și sunt atât de dese în biserică predicile astea. E adevărat, frații mei, că unii oameni nu prea dau apă și cenușă. Ei bine, în bisericile noastre, păcatul nu-i că nu dăm, păcatul e că dăm prea multă apă și cenușă. Sunt predicatori care dau numai apă și cenușă. Și biserica e rea, și poporul merge în jos, și corupție la păstori, și corupție în biserică, și tinerii stricați, oameni buni, e așa. Asta e realitatea și perspectiva ta. Dumnezeu are o altă perspectivă, perspectiva credinței. Pentru că Dumnezeu iubește Biserica lui. Așa că nu lăsați la anvoane oameni care dau apă și cenușă. Vă rog numele Domnului. Ne-am săturat. Eu am crescut toată copilăria cu predici că biserica moare, că biserica terizează, că nu va mai fi credință, că vine Domnul, că ațipesc și fecioarele alea și interpretări de baltă și biserica nu mai e ce-o fost. Oameni muni, Iisus este Domnul și capul bisericii. Măriți să fie El. El își iubește biserica. Vreau să mergem puțin așa, chiar dacă nu citim exhaustiv în Apocalipsă. Oare ce părere aveți? Dacă am pune Biserica Carmel în clasamentul celor șapte biserici în Apocalipsa, pe unde ar fi? Ar zice ăștia cu apă și ce nu știu, pe locul 8 din 7. Biserica nu-i bună, fraților. Dar Biserica Primară era mai bună? Hai să fim realiști. Biserica Primară era mai bună decât Biserica. Dumneavoastră? Categorii nu. Și în biserica primară erau probleme ca și astăzi. Hai să ne uităm. Biserica din Efes. Și-au pierdut dragoste. Biserica fără dragoste. Biserica din Pergam. Erezia lui Balam și erezia Nicolaițelor. Într-o singură biserică, două erezii. Cred că la voi nu sunt două erezii aici era praf. Biserica din Tiatira. Zice că ai acolo pe Izabela care se zice prorociță și prin prorociile ei invită oameni la curvie. Aveți astfel de proroci? Eu cred că nu. Vă dați seama câte probleme erau în biserica primară? Biserica din Sardes îți merge în numele... Biserica imaginii îți merge numele, dar ești mort. Biserica din Laodicea am să te vărs din gura mea. Biserica în pragul lepădării definitive. Era păcat și atunci. Și da, Dumnezeu când vine la ei, îi supărat. Dumnezeu este categoric. Am să te vărs din gura mea. Mă voi lupta cu Sambia, gurii mele dacă nu te pocăiești. Ce duri Dumnezeu uneori, mai dur decât zic frații că sunt eu. Am să te pedepsesc, am să vin la tiatira și am să o bag în spital pe Izabela, zice cuvântul. Am să-i ucid copiii. Asta e cuvântul Domnului? Da, așa scrie. Să trântesc în pat bolnav. Ei, vai de voi dacă mă cobor! Dar știți ce îmi dă speranță? În toate cele șapte biserici, Iisus lasă speranță. asta i Dumnezeu. Și ce mă copleșește total este că în toate cele șapte biserici, sfeșnicul rămâne. Ați văzut asta în Biblie? Sfeșnicul care reprezintă prezența lui Dumnezeu rămâne în toate cele șapte biserici pentru că Isus își iubește biserica. Pentru că Isus nu le apădă biserica cum predică unii. Pentru că Isus a plătit-o cu sângele său. Binecuvântat să-i fie numele. Dragii mei, predicați cum vreți, dar întotdeauna trebuie să lăsăm speranță. Iisus întotdeauna, la toate bisericile, lasă loc de pocăință. Pocăiește-te, întoarce-te și am să rămân prezent în biserică. Dragii mei, eu cred cu tărie că la Carmel încă sfeșnicul este prezent. L-am simțit pe Duhul Sfânt la cântare, l-am simțit la rugăciune și mulțumesc Domnului că sfeșnicul încă e în adunare. Este semnul că Dumnezeu nu te-a lepădat biserică. Știți care este semnul că Dumnezeu le apădă? Când Dumnezeu le apădă, ascultați-mă bine, Dumnezeu nu mai vorbește. Câtă vreme Dumnezeu îți vorbește, Dumnezeu nu te-a lepădat, mări să fie numele Domnului. Când Dumnezeu le apă, ăsta e semnul, nu mai există cuvânt profetic, nu mai există mustrare. Dar câtă vreme Dumnezeu te mustră, câtă vreme Dumnezeu te cheamă, câtă vreme există prorocii și predici, încă Dumnezeu este prezent în adunare, glorie Lui. Sfeșnicul este aici și mulțumim Domnului pentru sfeșnicul din biserica Lui. Iată o altă realitate, da, este păcat, sunt probleme, dar încă Dumnezeu are milă perspectiva credinței și vă rog, nu mai dați apă și cenușă. Ce cuvântul acolo că Iosua și Caleb au vorbit mânați de, cum zice acolo, alt duh. Prea mult negativism. Prea mult pesimism legat de biserică. Ca și cum sfârșit o și venit. Îmi dă foarte mare speranță Isaia 53. Este acolo un verset în Isaia 53 care mie mi-a schimbat perspectiva asupra istoriei. Ce după ce își va da viața ca viața pentru va vedea o sămânță de urmaș și lucrarea Domnului va va propăși. ce înseamnă asta? Va prospera. Eu nu cred că biserica merge din rău mai rău cum predică mulți. Eu înțeleg din Scripturi că lucrarea lui Dumnezeu, biserica, după moartea lui Isus, merge din slavă în slavă până la răpire. Mări să fie Domnul. Dumnezeu are un plan cu tinerii voștri. Vin vremuri mai bune, vin vremuri în care Dumnezeu va lucra mai mult. Că așa scrie, lucrarea va propăși. Cine ești tu să predici altfel? Lucrarea nu e în mâinile unui cult. Lucrarea nu este în mâinile unei organizații, a unui păstor. Lucrarea va propăși în mâinile lui cu lămare. Că e vorba despre mâinile străpunse de cuie ale Domnului Isus. El a plătit pentru biserică, el își iubește biserica, el nu își părăsește biserica. Aleluia! Mări să fie Domnul! Și moi se intră în scenă cu câteva rugăciuni. Vreau să predica mea rugăciuni la început de an. Să nu vă supărați pe mine, astăzi predica mea nu este o predică obișnuită, o să fie o predică rugăciune și o rugăciune predică. Mă lăsați să mă rog la predică. Vreau să mă rog pentru dumneavoastră. Vreau să mă rog împreună cu dumneavoastră. Vreau să ne rugăm pentru anul 2024. Vreau să ne rugăm pentru Biserica Domnului Carmel. Dumnezeu să asculte rugăciunea. Hai să învățăm de la Sfinți. Cum s-a rugat Moise pentru bobor? Moise merge într-o mijlocire îndrăzneață. Mi se pare chiar foarte îndrăzneț Moise. Puțin obraznic. E Doamne, stai puțin. Ascultă mijlocirea lui Moise. Înainte ca să facă niște cereri, să depună o cerere, să facă rugăciuni, spune Dumnezeu, Doamne, gândește-te că neamul acesta este poporul tău, nu am eu. Da? 33 cu 13. Doamne, neamul ăsta încăpățânat. Neamul ăsta cu stricăciunile lui. Cum îți iei? Neascultători. Încăpățânați. Neamul ăsta, așa cum e el, e poporul tău. Ce îndrăzneală! Parcă-l văd pe Moise așa în obrăznicia lui, zicând, Doamne, știi ceva? Ai dreptate, suntem păcătoși, dar n-ai alții mai buni ca noi. Ăștia suntem. Bate-ne, iartă-ne, fă-ne. da, suntem poporul tău. Și Moise spune, Doamne, stai puțin, vreau să-ți amintesc ceva. Exod 33, 32, revin, ne spune, aduți aminte de Avram, setul 13. Aduți aminte de Avram, de Isaac, de Israel, robii tăi, cărora le-ai spus jurându-te pe tine însuți. Voi înmulți sămânța voastră ca stelele cerului, voi da urmașilor voștri toată țara aceasta de care am vorbit și ei o vor stăpâni în veac. Stai puțin, Doamne, da, am păcătuit ascultă-mă, noi avem legământ cu tine. Moise știe ceva și ce ar trebui să știi și tu, că legământul cu Dumnezeu are mare putere. Dumnezeu are relație cu omul în baza legământului. Vă oameni zicând, păi ce mă, că e tot ca și mine. Da, dar are legământ. Dumnezeu privește diferit doi oameni, care poate că au relativ aceeași viață. Unul are legământ, altul nu are. Oricât de rău ar fi copilul meu, am să fiu mai drăguț cu el că e copilul meu. Și Dumnezeu își iubește copiii. Asta mă învață că legământul cu Dumnezeu este foarte important. Și te întreb, tu ai legământ? Dumnezeu acționează, Dumnezeu binecuvintează, Dumnezeu vindecă, Dumnezeu lucrează pe baza legământului. Dacă n-ai legământ cu Dumnezeu, nu ai o relație cu Dumnezeu. Îmi pare rău. Bine, Moise, doamne, ăștia au legământ. Păcătoșii ăștia sunt păcătoșii tăi. Au legământ cu tine. Ai jurat. Păi, dacă ai jurat, ce îndrăzneții Moise în mijlocire. Chiar mai mult Moise devine puțin aici și mecher, iertați-mi termenul, zice, doamne, stai puțin. Vreau să-ți mai spun ceva. Este tu 12 din 32. Pentru ce să zică egiptenii spre nenorocirea lor i-a scos ca să-i omoare prin munți și ca să-i șteargă de pe fața pământului? Întoarce-te din la mâniei tale și lasă de de răul pe care vrei să-l faci poporului tău. Extraordinar cât de departe mergem, să, Doamne! Ăștia-s poporul tău, identitate. Ai legământ cu ei, legământ, și trei. Vrei să zică egiptenii că n-ai fost în stare? I-ai scos din Egipt ca să moră, să zică ăștia au un Dumnezeu palid. Nu au fost în stare să-i ducă în Egipt. Adică, Doamne, e reputația ta. Dacă noi, poporul tău, falimentăm, e reputația ta. Doamne, fă ceva! Suntem cum suntem, dar fă ceva! Ai milă de noi! Ajută-ne! E reputația ta de Dumnezeu la mijloc! Cât de îndrăzneț este Moise! O, Doamne, dă-ne oameni ca și Moise! Și Moise, după ce pune problema așa și îl convinge pe Dumnezeu, îndrăznește și face trei rugăciuni. Și vreau să le citim și vreau să le facem la propriu, să ne rugăm. Vreți să ne rugăm la urmă ca și Moise? Să facem la început de an rugăciunile astea și să ne însoțească aceste rugăciuni tot anul, binecuvântat să fie Domnul. Eu nu știu ne-a rămas cu timpul, că văd că n-aveți ceas, este o biserică fără ceas, m-ar ajuta măcar din când în când. Ok, mai este un sfert de oră. Nu vreau să lungim prea mult. Zice Moise așa, Doamne, auzi aici o rugăciune înălțătoare. Exod 33 cu 15, vreau să o postăm pe monitor, să o putem rosti și noi la rugăciune mă Moise așa, Doamne, dacă nu mergi Tu însuți cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici. Zicem amin? Amin. Și continuă Moise, cum se va ști că am căpătat trecerea înaintea Ta, eu și poporul Tău? Oare nu când vei merge Tu cu noi, și când prin aceasta vom fi deosebiți eu și poporul tău de toate popoarele de pe fața pământului. Ce voi, Doamne? Poporul ăsta n-are nimic deosebit. Poporul tău este un popor de sclavi, de analfabeți. Am ieșit cu mâinile aproape goale, suntem bătuți, încă avem urme pe spate, nu avem profesor, nu avem școli, nu avem doctoranți, nu avem împărați, nu avem arme, nu avem metale, nu avem fier. Doamne, tot ce ne face deosebiți este prezența ta între noi. Dacă tu nu vii cu noi, noi nu mai suntem deosebiți. Și dacă vii tu cu noi, chiar dacă suntem sclavi și alfabeti, suntem cel mai special popor din lume, pentru că avem un Dumnezeu. Gloria lui Dumnezeu! Oare nu este valabil și în dreptul nostru? N-ați vrea să zicem și noi rugăciunea asta? Doamne, dacă nu vii tu cu biserica Carmel, nu ne lăsa să plecăm de aici. Eu sunt de acord cu Moise. Doamne, mai bine murim aici. Mai bine facem infart. Pentru că fără Dumnezeu suntem nimeni și nimic în lumea asta. Vă întreb, aveți academicieni? Milionari în euro. nu așa că nu suntem un popor special? Prin ce ieșim în evidență, dragi frați și surori de la Carmel? Prin ce? Prin nimic altceva decât faptul că avem sfeșnicul. E prezența lui Dumnezeu cu noi. Suntem deosebiți că avem un Dumnezeu. Doamne, dacă Tu vei veni cu noi în 2024, vom fi deosebiți. Nu vrem viitor fără Dumnezeu, Biserica Domnului. Nu vrem 2024 fără prezența Lui. Nu vrem să ne imaginăm ziua de mâine fără Isus, pentru că fără El nu suntem nimic. Suntem speciali, pentru că avem un Dumnezeu special. Suntem deosebiți, pentru că avem prezența Duhului în adunare, așa cum suntem. Și zic și eu ca Moise, Doamne, nu suntem cei mai buni pocăiți aici la Carmel. Doamne, au auzit că ai copii mai buni pe la Bucovina. Doamne, am auzit că ai copii mai buni pe la Londra. Am auzit că căință-ți mai serios la Lugos. Am auzit că pocăința mai bună prin Africa și pe Rusia. dar Doamne, aici la Timișoara, alții mai buni ai Iartă-ne, pedepsește-ne, fă -ne ce vrei, dar vino cu noi. Amin? Ce frumos răspunde Dumnezeu la rugăciunea aceasta. Ce înseamnă mijlocirea unui om care miroase a Dumnezeu. Un om care stă în prezența Domnului până când îi strălucește fața. Auzi cum răspunde Domnul? Pentru că zice Iacov, mare putere. Are rugăciunea fierbinte a cui? A celui neprihănit. Rugăciunea schimbă mersul istoriei. Rugăciunea transformă națiuni. O, oh, dacă ne-am rugat așa cum s-a rugat Moise. Și răspunde Dumnezeu. Auziți. Exod 33 cu 14. Voi merge eu însum cu tine și îți voi da odihnă. Mai jos, 16, 17. Domnul a zis lui Moise. Voi face și ceea ce îmi ceri acum. Căci ai căpătat trecere înaintea mea. Moise, te ascult și binecuvântez poporul acesta. Doamne, îți mulțumesc că și 2024 va fi un an de îndurare. Îți mulțumesc că vii cu noi. Și ce frumos zicea aici Dumnezeu, am să vin cu tine și am să-ți dau o dihnă. Te întreb ceva popor al lui Dumnezeu, există un dar mai mare decât o dihnă? În vremea aceasta tulburărilor economice, geopolitice, militare, că nu mai este pace în biserici uneori, că nu mai există pace în familie, când există mai multă depresie decât în toată istoria la un loc, oare nu este un dar al lui Dumnezeu să stea Dumnezeu o dihnă? Și Dumnezeu îți promite la început de an că va fi cu tine și asta va însemna o dihnă. Biserica Domnului de la Carmel, îți doresc o dignă. Prezența lui Dumnezeu aduce pace. Prezența Domnului aduce o dignă în familie și în biserică. Dumnezeu să vă dea din belșug o dignă. Dumnezeu să vă dea o dihnă aceea sabatică pe care o dă Duhul Sfânt, prezența Lui, iertarea păcatelor, bucuria mântuirii, cele mai mari daruri care sunt azi. Nu e nevoie de milioane, nici de mașini scumpe, nici de biserici mari, nici de cântăreți celebri. E nevoie de prezența Lui care dă o dihnă. Binecuvântat să fie numele Domnului. Vin cu voi, o zis Domnul. Și zic din nou, Doamne, în 2024, vin -o tu cu noi. Asta e tot ce am. Asta e tot ce avem. Ce promisiuni mai înalte, oameni buni? Unde să mergem? Unde să găsim ce a zis Isus în ultima lui predică de pe dealurile din Galileea? Și la plecarea lui a înălțat mâinile, a binecuvântat, zice Matei. Și a zis, iată că eu voi fi cu voi în toate zilele până la sfârșitul viacurilor. Popor al Domnului, dacă vine războiul și Putin, dacă ne duce în Siberia, dacă ne duce în deșertul Zahara, noi tot avem motive să fim fericiți, pentru că el a zis că va fi cu noi în toate zilele. Și atunci când suntem slabi, și atunci când, da, Dumnezeu ne-a găsit vinovați în seara asta, am putea să mâncăm apă și cenușă, ar putea să ne topiască, dacă ar fi judecat, ar trebui să murim, probabil. Dar și în seara asta, încă o dată, Dumnezeul îndurărilor ne mai iartă și ne mai promite, vin cu voi. Vreau să fiu Dumnezeul acestei biserici. O, Doamne, rămâi cu noi. Doamne, te rugăm să nu iei sfeșnicul niciodată de la Carmel. Mustrăne, ne ne cu proroci, trimite predicatori aspri, dar, Doamne, nu lăsa biserica Carmel în pace, ci vorbește-i și să rămână aici sfeșnicul. Mergem se mai departe și zice Doamne, te mai rog ceva. Versetul 13 Acum dacă am căpătat trecerea înaintea ta, a doua rugăciune, arată-mi căile tale. Atunci te voi cunoaște și voi avea trecere înaintea ta. Dragii mei, vă întreb, nu vreți să spunem și la rugăciunea asta? Doamne, învață-ne Căile tale în 2024 parcă îl văd pe moi să zic Doamne, e adevărat că au greșit E adevărat că au călcat porunci Dar nu prea știm bine poruncile tale Mi le a dat de curând Poate că n-au înțeles, Doamne Câtă bunătate, câtă inimă Doamne, ori păcătui Dar poate că n-or înțeles căile tale Doamne, mai descoperă Mai învață-ne poruncile Mai trimite-ne mesaje Învață-ne și Moise are aici o intuiție. Dacă te vom cunoaște, dacă îți vom cunoaște poruncile, vom avea trecere înaintea, da. Pentru că Moise știa ceva. Cu cât cunoști Cuvântul Domnului, mai bine ai trecere înaintea Domnului. Dragii mei, în anul 2024, vreți să facem rugăciunea asta? Amin. Doamne, învață-ne căile tale. Amin. Doamne, e adevărat că suntem vinovați, dar poate că n-am înțeles suficient Biblia. Doamne, mai trimite ne încă 200 de predicatori. Și Dumnezeu o va face. Pentru că e bun. Și cu cât vom cunoaște mai mult legea lui, vom fi mai aproape de el. Că psalmul 119 ne spune și știm toți versetul acesta, strâng cuvântul tău în inima mea ca să predic bine. A, nu. Ca să nu păcătuiesc. Cu cât ești mai plin de cuvântul lui Dumnezeu, cu atât ești mai aproape de El, îl cunoști pe El, îi cunoști voia Lui și vei fi în prezența Lui. Doamne, mai trimite predicatorul la Carmel, inspiră pe cei de aici și mai vorbește poporului tău încă de 200 de ori. Dragi din vreau să vă spun ceva. Suntem un popor deosebit nu doar pentru că avem un Dumnezeu deosebit. Și pentru că avem o carte deosebită. Cartea asta conține toată înțelepciunea lui Dumnezeu. Cum spunea poezia, o pui pe masă, să o vadă Isus, dar nu cumva până atunci a fost colector de praf? Pentru foarte multe familii, Biblia este locul în care își ascund banii, că acolo nu caută nimeni. N-ați vrea să deschidem mai mult cartea lui Dumnezeu? Suntem un popor deosebit pentru că avem un Dumnezeu deosebit. Dar suntem un popor deosebit pentru că avem o carte deosebită. Cartea asta tinere, care nu o deschizi des, e mai tare decât Netflix-ul. E mai tare decât orice enciclopedie, decât toate doctoratele. E mai tare decât orice emisiune științifică. Aici este înțelepciunea lui Dumnezeu. Este toată puterea lui Dumnezeu. Este Cartea Sfântă. Doamne, arată-ne căile tale. Cu cât vom cunoaște Biblia mai mult, cu cât o vom iubi mai mult, vom fi mai binecuvântați. Dă-ne, Doamne, dragoste Amin. pentru poruncile tale. Amin. Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc. Cum își va ținea tânărul curată Îndreptându-se după cuvântul tău. Și ultima rugăciune. Ne vom ruga și noi. Moise merge mai departe în îndrăzneala lui și spune, Doamne, arată-mi slava ta. Nu te supăra, am cerut grațiere, am cerut iertare, vino cu noi, suntem așa. Doamne, dar te mai rog ceva, vreau să-ți văd frumusețea. Tu vrei să vezi slava Domnului? Oare poate exista o rugăciune mai frumoasă la început de an? Doamne, în 2024, arată-ne slava ta. Arată-ne puterea ta. Arată-ne frumusețea ta. Pentru că poporul al Domnului, în încheiere, nu e suficient să cunoști poruncile. Trebuie să-i cunoști puterea. Biserica modernă cunoaște poruncile, dar nu prea cunoaște puterea. Vorbea Pavel Bisericii din Corinteni, în Anticorinteni capitolul 2, și spune el acolo, când am venit la voi, frați din Corint, n-am vrut să știu nimic altceva între voi decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Și învățătura și propovăduirea mea, Anticorinteni corinte 2 cu 4, nu stăteau în vorbele înduplecătoare ale știi, înțelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul și de putere. Pentru ca credința voastră să fie întemeiată nu pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu. Ce frumoasă biserică la Corint. Zice Pavel, fraților, noi nu avem predicator special la, la, noi la Corint. Nu știu cum să ai dumneavoastră. La noi la Corint nu există cântăresc celebri. Noi nu avem vorbitori cu oratorie. La noi, biserica din Corint este întemeiată pe puterea lui Dumnezeu. Nu avem predicator, nu avem cor, nu avem fanfară, dar avem ceva. Am văzut puterea lui Dumnezeu în adunare. Și te întreb biserică din Carmel. Cunoști puterea? Mi se pare că asta lipsește. Cunoaștem despre Dumnezeu, dar nu cunoaștem suficient puterea lui Dumnezeu. Biserica din Corint avea toate darurile Duhului Sfânt. Cunoștea puterea și spune Pavel, fraților, n-am vrut altceva. Unii predică de aici că Pavel nu știa să, să vorbească, nici vorbă. Pavel nu spune că n-am fost în stare să predic frumos, spune n-am vrut. Să nu ne imaginăm că Pavel a fost un bâlbâit și un moale și un pămpălău, iertați-mă, care a lipsit de la cursurile de omiletică. Nu, a spus, n-am vrut. Pentru că nu vreau biserica din Carmel, nu vreau biserica din Corint să fie întemeiată pe carisma păstorului, pe papagalul păstorului, pe lacrimogene, pe povești, pe lucruri frumoase. Vreau ca biserica din Carmel, ca și biserica din Corint, să fie înrădăcinată în experimentarea puterii lui Dumnezeu. Vă doresc în 2024 să experimentați puterea lui Dumnezeu. Eu am spus biserica asta îmi doresc eu. Frații mei, Dumnezeu mă folosește la predică. Dacă mine e vorba de vindecări și de exorcizări, e slab, îs scorigent, am spus, Doamne, există domenii pe care nu le-am văzut sau le-am văzut foarte puțin. Mi-este dor să văd slava lui Dumnezeu în adunare. Eu nu m-am săturat de formații bune, m-am săturat de programe frumoase, vreau să văd puterea lui Dumnezeu în adunare. Moise vrea să vadă slava lui, Doamne vreau să te văd în față, ce frumos să roagă Moise. Și Dumnezeu îi să-ți arăt slava mea pe dinapoi. Și spune Scriptura că atunci când s-o de pe munte, îi strălucea fața. Pentru că atunci când vezi frumusețea lui Dumnezeu, te molipsești de la El. Și când te uiți la strălucirea Lui, strălucești și tu. Și când stai în prezența Lui Dumnezeu, biserică, mergi la servici și îți strălucește fața. Că ai stat în prezența Lui Dumnezeu. Că ai văzut frumusețea Lui. Ce frumos spune Apostolul Pavel în 2 Corinteni, capitolul 3, un text care îmi place foarte mult. 2 Corinteni 3, cu 18. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului. Și suntem schimbați. Cum? În același chip cu al lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Amin. O cât ne uităm mai mult la frumusețea lui Dumnezeu, frumusețea lui se reflectă în noi. Haideți să facem rugăciunea asta. Doamne, arată-ne. slava Ta. Dumnezeu dă un răspuns genial. Și cu asta chiar închei. Ne rugăm. Dumnezeu îi spune la Moise la final: Moise, iată un loc lângă mine. Vrei să vezi frumusețea Domnului? Stai lângă Domnul. Vrei să-i cunoști poruncile? Stai lângă Domnul. Îmi imaginez un parc în care o fetiță mică este înconjurată de câini și vine la tatăl și spune tati, mi-e frică. Spune, stai liniștită. Stai lângă mine. Lângă tata. E bine. Suntem la început de an și mulți își dau cu părerea previziuni profetice asupra anului. Nu știu. O fi de la Domn? Alții au profeții despre ce va veni. Eu n-am astfel de daruri. Biserica Domnului Carmel, eu nu știu ce va veni în 2024. Mi-e frică și mie. La început de an am temeri. Oare vine Putin? Oare vine criza economică? Vine al treilea război mondial? Vine fiara? Nu știu. Dar vreau să vă spun ceva profetic. Lângă Domnul e bine. Biserica Domnului, ai un loc lângă Isus. Anul va fi greu, dar lângă Isus e bine. Nu știu ce vine, mi-e frică, am emoții. La început de erau prorocii care spuneau că vine foame, de vin războaie. Mi-era frică de revelioane, mi-era frică de orice program de felul ăsta. Însă știu ceva, orice ar veni lângă Isus, e bine. Ia acest mesaj profetic, iată un loc lângă mine. Du-te acasă, biserică, și propuneți să rămâi lângă Isus. Pentru că lângă Isus a fost bine și în vremea prigoanelor, lângă Isus a fost bine în comunism, lângă Isus va fi bine întotdeauna. Și dacă vine războiul, tot să tem că vine războiul, vai, vine anticristul, eu vreau să vină. O să spun unii că nebun. Eu vreau să vină Anticristul. Știți de ce? Că după Anticrist vine Crist. Păi vine războiul. Dacă trebuie să vină. Că după Armagedon se arată slava lui Dumnezeu. După împărăția Întunericului vine împărăția lui Dumnezeu. Dacă ești mireasa lui Hristos și ai Duhul Sfânt, îți dorești să vină Domnul. O, Doamne, vină mai degrabă. Și până vine Domnul, haideți să le propunem, ridicați în picioare, să ne rugăm Domnului și să rămânem lângă Dumnezeu în anul 2024. Amin? Amin. Haideți să facem aceste trei rugăciuni. Doamne, vino cu noi. Dacă nu vii tu cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici. Doamne, în al doilea rând, arată-ne poruncile tale, învață-ne cuvântul tău, învață-ne voia ta, Doamne, și în 2024, amin? Și, Doamne, arată-ne slava ta. Să ne rugăm în felul acesta și Dumnezeu ne va asculta și Dumnezeu va fi cu noi și în anul acesta. Și anul 2024 va fi un an de îndurare. Ne rugăm, Domnule.